Salutare prieteni și bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Alex, iar în clipul de astăzi o să vorbim despre mașini și șoferi începători. Mă rog, mai mult despre șoferi începători. Am fost și eu acolo și știu cum. Ce mașină să-ți cumperi dacă ești șofer începător? În primul rând, totul depinde de bugetul pe care îl ai. Dacă ai un buget de 4-5.000-6.000 de euro, eu zic că găsești o mașină destul de bună, dar să fii atent, în primul rând să nu fi fost accidentată și să nu aibă probleme tehnice foarte mari. Bineînțeles că există un mit la noi, faptul că, băi, dacă ești șofer începător, cumpără-ți mai întâi o mașină de 5-600 de euro, iar apoi, după ce înveți să conduci, îți cumperi o mașină mult mai scumpă. Bineînțeles că mie mi se pare o prostie chestia asta, pentru că faci două investiții, asta în primul rând, dar la fel cum înveți să conduci pe o mașină veche, poți să înveți să conduci pe o mașină mai nouă și mai bună. Și probabil dacă înveți să conduci pe o mașină mai nouă și mai bună, atunci vei deveni mult mai atent la volan și mult mai prudent. Și probabil că de mașina aia ieftină nu o să ai atâta grijă cât o să ai de mașina scumpă. Pentru că o mașină veche o mai zgâri, da, și nu-ți pare rău, sau o faci anume, dar o mașină nouă deja, adică o mașină mai scumpă, ca să-i spunem așa, deja nu o mai zgâri, nu-i mai faci rău. Dacă vrei să-ți cumperi o mașină, cumpără-ți mașina care ție îți place, mașina pe care ți-o permiți și mașina care te face să te simți bine în ea. În al doilea rând, lumea nu înțelege că cea mai mare problemă nu e de mașină, problema e între volan și scaun. Dacă șoferul este inconștient și face tot felul de măgării la volan, la fel de bine poți să faci accident și cu mașina ieftină și cu mașina scumpă. Deci nu e nicio diferență. Dacă tu ești un om conștient, responsabil și prudent, atunci poți să conduci orice mașină. Deci, pentru că nu există, nu scrie nicăieri că, bă, dacă ești începător trebuie să-ți cumperi o mașină ieftină. Nu scrie nicăieri, poți să-ți cumperi mașină de 200.000 de euro. Dacă tu ești atent, atunci nu o să se întâmple nimic. Deci, după cum am zis, totul depinde de șofer. Eu, de exemplu, am 6 ani de când am luat permisul, adică în ăștia 6 ani nu mi-am luat nicio amendă, dar am făcut și eu prostii când eram șofer începător, dar prostii minore, adică mă refer la faptul că am lăsat farurile aprinse și am rămas fără baterie. Am uitat să-mi cui mașina și asta de vreo 3 ori. Bine, oricum n-aveau ce să-mi fure din ea, dar am uitat să-mi cui mașina. Da, deci prostii de astea am făcut, n-am făcut prostii, Doamne ferește, să intru în sensul giratoriu pe contrasens sau să mă duc să fac liniuțe cu băieții ca să le arăt eu cât cai dezvoltă Opel-ul meu cu motor de 1000. Despre asta e vorba, deci problema cea mai mare e la șofer, nu la mașină. Mergeam cu mașina, era filtrul de poliție, m-au tras pe dreapta, mi-au cerut actele, inclusiv adeverința, declarația. Se uită pe permis, domnul Mailat, vedeți bine? Da, da, mulțumesc, n-am probleme cu vedere. De ce mă întrebați? Păi nu vă arde un far. Serios? Foarte serios, domnul Mailat. Știți că puteți rămâne fără talon? Zic, știu. Dar mă duc la prima benzinărie și cumpăr un bec, numai nu-mi luați talonul. Da, m-am dus, mi-am cumpărat un bec, l-am montat, deci așa era să rămân eu fără talon. Am ieșit azi dimineață din bloc și mi-am găsit mașina zgâriată. Mi-a atins-o cineva care era parcat în spatele meu când a ieșit. Mi-a atins-o și mi-a lăsat niște zgârieturi destul de vizibile pe mașină. Cam asta a fost clipul pentru azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like, un coment și eventual să veniți și cu niște sugestii despre ce mai putem să facem. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Pa, pa!